vă spun cum i-am schimbat eu permisul de conducere atunci când a expirat. Da, știm bine, intrăm pe net și dăm search la DRCPIV, ce acte avem nevoie. Mă refer la cei care locuiesc în capitală, nu știu cum se întâmplă în celelalte orașe. Dar în București, spre exemplu, a mers destul de simplu cu toate gândurile negative cu care pornisem dimineața și vă spun sincer și când m-am culcat în seara precedentă eram un pic agitată și îmi făceam tot felul de griji că va fi greu cu o zi pierdută să spunem, mi-am luat liber de la serviciu, eram pregătită să stau, să mă întorc acasă pentru tot felul de acte. Și am plecat la DRCPIV vis-a-vis de această instituție. Se află un cabinet medical unde se fac o clinică, unde se eliberează aceste fișe medicale. Desigur, în prealabil sunt acele vizite consultul până la urmă la diferite specialități. A mers foarte ușor, în primul și în primul rând. Era o doamnă acolo când a intrat la, în clinica medicală uh, care ne uh, îndruma către diferite camere, unde era uh, cabinetul de oftalmologie, de ortopedie, de psihologie sau uh, psihiatrie. Uh, da, deci erau tot felul de specialități unde te așteptau uh, oamenii medici uh, care te evaluau. Ei bine, a fost foarte ușor, nu pentru că nu era aglomerat, chiar dacă în timpul verii, acum nu-mi dau seara, dacă vara e mai aglomerat decât uh, iarna sau toamna, cert e că mi-am mi expirat permisul vara și a trebuit să-l fac în timpul verii și asta recent. Um, am fost, a durat în total vreo 2 ore, 2 ore și jumătate. Vă sfătuiesc să vă luați să faceți programare dacă nu vă faceți programare, nu este absolut nicio problemă. mergeți dimineața înainte să ajungeți, nu am trezit nici la 6 dimineața ca să ajung acolo, n-am fost nici prima pe listă. Am fost un om uh, normal, poate puțin leneș, care a ajuns la ora 9 dimineața și care și-a luat bilete de ordine la ora 9 dimineața. Era pe la numărul 20 și ceva, eu aveam 113. Am intrat și la uh, cabinetul medical, deci mi-am luat biletul de ordine să-mi schimb permisul care mi expirase, permisul de conducere care mi expirase. Și uh, v-am spus, biletul de ordine avea un număr astronomic, a nu să, până să termină programul eu nu o să reușesc să intru, dar nu nimic, să știți că am reușit să intru chiar foarte repede. Pentru că sunt multe ghișe, multe birouri și oamenii uh, sunt uh, pregătiți, nu trebuie nici foarte multe acte și a mers totul foarte ușor. Am mers la cabinetul medical, doamna aceea de acolo, eu nu știu cum rezistă în fiecare zi cu balamucul acela și un singur om, deci vă spun sincer, când vezi oameni de genul ăsta, zici, domne, suntem salvați. Deci dacă ar fi mai mulți oameni, eu n-aș putea, dacă ar fi mai mulți oameni ca doamna asta de la clinica medicală de vis-a-vis -vis de, de RCPIV, care te îndrumă în, la fiecare specialitate, care îți spune... Și în funcție de, adică, vă dați seama că sunt șoferi de toate, unii care nu prea au școală, unii care nu prea mai știu să vorbească, sunt străini, care vorbește în engleză, că străini care habar n-au nici măcar engleză, nici o limbă, o și pe pământ se înțelege cu ei prin semne. Nu știu cum e legal, cum nu e legal, dacă ea au să ia permisul permis de conce România, n-am idee, nu mă pricep. Cert este că femeia reușește să are atâtea lucruri pe care le face în același timp, că nu știu dacă este un uman posibil, dar iată că ea poate. Uh, am fost acolo, m-am drumat unde sus, jos, stânga, dreapta, asta e situația în România cu tot felul de hârtii și treburi. Practic nu am avut nevoie de multe acte, am avut nevoie doar de permisul care urma să-mi expire și de cartea de identitate. Uh, timp, să zic, în jur de 2-3 ore. Nu mi-am făcut niciun fel de programare. Am ajuns acolo, mi-au dat fișa medicală cam după vreo oră, o oră și jumătate. Atât a durat tot traseul cu toate consultațiile. Am ajuns la DRCPIV. La DRCPIV am luat un bond de ordine, vă spuneam, încă de dimineață și ajunsese pe la 80 și ceva. Atunci când am ajuns eu, deci într-o oră și jumătate, cam pe la 80 și ceva, deci vreo 60 de persoane, ceea ce e foarte bine. Uh, și am mai stat preț de vreo oră, cel mult, până când am terminat. Deci, practic, eu în maximum două ore și jumătate am isprăvit treaba cu permisul de conducere care urmează să pe care urmează să-l primesc prin poștă acasă. Uh, Mi-au făcut poza acolo, Um, nu am avut nevoie de alte acte, doar fișa aceea medicală care s-a luat, vă spuneam, într-o oră și jumătate. Și uh, înainte avem nevoie de trimitere de la medicul de familie sau nu trimiterea la deverință medicală, de, conform căreia, mă rog, știe medicul de familie ce să scrie pe ea. Deci trebuie o vizită la medicul de familie înainte de de a fi uh, făcută fișa medicală, așadar mergeți cu încredere, nu știu cum e la alții, am fost și la metricură la un moment dat când mi-am schimbat mașina, n-a fost foarte, foarte greu. Um, am prim, plecat eu așa cu ideea asta preconcepută, că o să fie greu și că o să fie dificil, e adevărat, sunt multe formalități, multe hârtii, uh, dar oamenii acolo sunt uh, se descurcă extraordinar, atât la clinica medicală uh, pe care am menționat anterior, cât și uh, la DRCPIV totul a mers struna, sau au completat niște declarații, am dat actele respective, mi-au făcut poză și urmează să primesc carnetul permisul, cel care, cel nou, acasă, în termen de 3-4 zile. Să ne revedem cu bine mâine dimineață, vă doresc și vă mult succes dacă aveți de rezolvat aceeași problemă.